Marius Lăcătuș, idolul suporterilor steliști și a multor generații de români iubitori de fotbal, a împlinit astăzi 55 de ani. Aniversarea l-a găsit pe terenul de antrenament din Complexul Sportiv Ghencea, pregătind de derbiul de sâmbătă cu Dinamo. Dacă la începutul antrenamentului fotbaliștii i-au dăruit o imensă sticlă de șampanie, la finalul pregătirii conducerea clubului sportiv al Armatei Steaua l-a serbat cu un tort în vestiar. Restul vă ocupați voi. Dar să nu tăiem emblema prea mult. Marius Lăcătuș a jucat în 13 ani pentru Steaua în peste 350 de meciuri și a marcat 140 de goluri. A câștigat cu echipa militară de 10 ori campionatul României, de 7 ori cupa și a făcut parte din marea echipă a Stelei care cucerea Cupa Campionilor Europeni în 1986, când a marcat și unul dintre cele două goluri la loviturile de departajare, dar a câștigat și Supercupa Europei un an mai târziu. În primul rând, sănătate. Dacă ai sănătate, cred că poți să te gândești că și celelalte lucruri pe care mai le ai de făcut, le poți îndeplini. Sigur că mi-aș dori nu numai eu să fiu sănătos, ci întreaga familie, toți prietenii mei și chiar și toți dușmanii, nu contează, sănătoși să fim. Restul lucrurilor le facem așa cum trebuie, dacă avem, bineînțeles, și puțină șansă. Ați sărbătorit la antrenament acum? Sunt obișnuit, pentru că și când jucam, și erau perioade atunci când jucam, mai ales în perioada înainte de 90, când practic cădea în preajma jocurilor din sferturi de finală sau semifinală a Cupei Campionilor. Și în acea perioadă, slavă Domnului, am jucat foarte multe meciuri, adică ziua mea de naștere o sărbătoream întotdeauna după joc, pentru că, practic, înainte de joc, eram în cantonament foarte mult timp. Marius Lăcătuș a jucat în Italia la Fiorentina și în campionatul Spaniei la Real Oviedo. Mulți dintre jucătorii de astăzi ai Stelei nici nu se gândeau la începutul carierei lor că vor fi antrenați într-o zi de Marius Lăcătuș. Nu mă gândeam în niciun caz că o să fiu antrenat de un asemenea idol. Un idol al multor oameni. Îi urăm la mulți ani și pe această cale. Steaua va juca sâmbătă de la ora 17 derbiul Ligii a 4-a cu Dinamo, pe terenul din Complexul Sportiv din Ghencea.